Bă, Nicule, să știi că chiar m-ai surprins. Dintre noi doi, tu te-ai apucat de sport. M-am apucat de table. Table? Dar ce tablele e sport? Mai am două table de slănină și trebuie să le termin acum cât ține frigul. Că după aia, degeaba aia, ai table, că nu-ți mai vine să le mănânci. Bună dimineața și bine v-am găsit! A trecut și cea mai friguroasă zi din această săptămână. Înseamnă că ne putem bea cafeluța de bună dimineața. Da, păi când îl văd pe foa ăsta la Masterchef, bă, ăsta e ca un pițigoi, ca o vrăbiuță. Cum merge el, el are furculiță specială, cam că atâta e furculița și ea din mâncarea concurentului, l-ai văzut? Nu, că tu nu te uiți la emisiuni de astea de dezvoltare a personalității. Eu doar mănânc. Doar, corect. Tu mănânci ce rămâne de la concurenți. Și ea așa, cât o jumătate de lună în furculiță foa și se uită la bec, s-o mânc sau să n-o mânc, s-o mânc, știi, ca și cu păpădia aia, cu Margareta, mă iubește, nu mă iubește. Păi normal că el e fit, mă, dar când dai acasă pe cap două table de slănină, să nu joci un joc extrem cu ele, că alta e problema. Vai, nici nu știu. Să arzi un pic slănina și să te arzi pe tine. Nici nu știu asta să vă zic, ce să fac, să zic, fii tu vocea celor aproape 14.000 fără 900 de pe YouTube. Fii tu vocea, să vă zic, să nu vă zic. Xonia a părăsit Survivor. Survivor Romania, filmat în Dominicana. Xonia distrusă, după nu știu câte zile a plecat, s-a întors în România. Năcăjită, fata își făcuse niște calcule că dacă stă o lună jumate în Dominicană, nu plătește nicio factură. No, ăla năcaz la casa omului. Ăla năcaz. Păi dacă a plecat așa repede după ce a mai mers? Păi nu știu, s-o ia la mișto ce rebel, ce tembel și cu Tonciu. Mamă, Tonciu când o văd pe... Nu-s probe de alea de târâși până nisip, că ar face a mea fată niște șanțuri, ar pune dominicanii 10 ani cartofi în șa foarte bine. Râdem, glumim, cafele plătim. Mulțumesc pentru cafelele oferite pe buymeacoffee.com, Lia, sărmâna Beatrice, meu corazon, Cătălin, Aradu e cu noi, Cosmin de la Corpadea, mă, știți unde e Corpadea, lângă Cluj, Napoca. Primul loc unde am filmat ceva când am intrat în lumea dură a televiziunii. Daniel Popa din Chicago, sărmâna. Aici e canceu de cafea. Mulțumesc, Dan, din Germania. Voi ați contribui. Ne înarmăm cu cafele. Ce să faci mie tot cafea numai despre oamenii cafele? Imediat îți fac și ție o cafea. Da. Din bucata mea de pâine am hrănit un om și un... Câine, mersi. Animal, da. Nu, rate, ești în sensul pozitiv. Ne înarmăm cu cafele, ne înarmăm cu ce putem. Citeam de ună zi o știre. Ucraina se înarmează de la vecini. Noi ne înarmăm cu haine groase pentru vremea de afară. Mă, parcă și creatorii de modă ori nimerit trendul pentru sezonul ăsta de toamnă-iarnă. Geci mari, paltoane supradimensionate și s-a revenit la Alain Delon. Tu nu știi ce e Alain Delon? Cojocelul ăla de miel. Da? Totul ca să... Dar mai avem miei în țara asta. Să-mi iei cafeaua la control. Război rece și în case și pe din afară. Că eram la magazin undeva și o tipă vorbea la telefon, băga de tăte în coș și zice, no, și nici nu știu să-mi planific, să nu-mi planific concediul anul ăsta, că cu războiul ăsta, da, domnule, uite, după criză, așa se zice că trebuie să vină și un război, Doamne, și ferește de un concediu. Așa ceva, da, sau un concediu. Apropo de asta cu căldura și cu frigul, ci că un furnizor de energie electrică din Marea Britanie și-a sfătuit clienții, zice, vă rog, ca să aveți facturi mici, să vă îmbrățișați animalul de companie, să-l țineți la piept și să mâncați mult ghimbir. Dacă ai animal de companie, un papagal. Acum mai strângem și noi câteodată papagalul în brațe, chiar dacă... Dar dacă ai un pește în acvariu, nu, te bagi în acvariu să strângi peștele și asta cu ghimbirul, nu, la noi mâncă usturoi. Table și bar, nu știu ce va fi, 42% dintre români zic că Putin, Rusia, va invada Ucraina, 42% dintre români, 58% sigur că va invada și România. Vorba bancului, cu cine se învecinează Rusia, cu cine vrea ea, dar avem soluții. Doamnelor, domnilor, un deputat aur, ce-o zis? Zice, la frontiera cu Ucraina trebuie să săpăm tranșee. Adânci de 4 metri și late de 8.
Și ăștia vin cu rachetele peste noi, mă. Mai trebuie să pârjolim fântânile și să otrăvim pajiștile. Extraordinar, doamne. Două de la aur. Bă, noi nu ne săpăm pământul, să punem în el, să avem agricultură. Și îi trimiteam la canal, nu? 4 de adânc, 8 de lat. buymeacoffee.com/nicubendea. Georgica, Georgica, fă lampa mai mică. George Simion, ați văzut de unirea mică. Pac, o luat în meclă niște cerneală. Păi normal, l-ai văzut? L-au aruncat, arăta ca ăla, ca Gibson în serialul, în filmul cu scoțianul. I-a dat cu cerneală în față. Normal, că lumea știe că el a zis că până în clasa 8-a el a fost un tocilar. Normal, cerneală. A fost și la Cluj-Napoca să-l pețească pe domnul primar Emil Boc. Boc l-a primit. Boc primește pe oricine. Boc primește și Antoldu, dacă îi dă bani. Da. Și-a zis că domnul Simion e... Bă, Emil, mă, chiar așa, strâmbă ghiul de aur. Eu adus cerneală la da. Eu adus din pan, ce se aducă cerneală? Da, aurul ăsta. Vedeți că ușor, ușor, peste tot, ei când ies să facă demonstrații, show, mă, cum era pe vremuri Dan Diaconescu direct. Acum totul live pe Facebook. Întrebat dacă va candida la prezidențiale în 2024, domnul Georgica Simion a spus, zice, nu știu, nu știu, eu la vară mă însor. O mai pățit o dată, nu știu, nu cred că se însoară. A avut o logodnică și zice, eu m-am dus în Basarabia o lună să fac proteste. Pe când am zis, apoi asta își luase bagajul și-o plecat. Zice, mă însor și vreau să fac 6 copii. Zice, domnul Simion, zice, mai trebuie să facă cineva copii și în țara asta. Da, Borcea. Nu? Marcin Bazoi. Da. Și Guțe, și Guțe are vreo 10-12. Borcea are 10 și Guțe. Poate că în timp ce domnul Simion este plecat pe undeva pe la demonstrații, Guță, care nu-i așa, adoră aurul, știi? Că și dacă vine Borcea în ogradă, salut popou, popor. Asta își face popor. Își face popor. 6, bă, dar cum să zici tu, bă, nene, știi, din star, zice, vreau 6 copii. Că și cu unul e greu, da, pic cu doi, da, păi până la 6, da, mă rog. Poate omul are snagă, că dacă are snagă, snagă din cafea. buymeacoffee.com/nicubendea. Cam atât pentru astăzi. Aștept comentarii. Comentarii despre situația geopolitică, așa cum ar zice Cosmin Guță, Gușă. Zi, mă, și tu ceva, Telesi. Păi, da. N-am gușă. N-ai, că ai barbă. La revedere! Barba, noul coi al bărbatului. Da, scarpină-l des. La gogoașă, mă!